Steaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Prietenul meu de la regie mi-a pus microfonul așa aici, nu neapărat ca să fiu conștient de faptul că trebuie să vorbesc cu atenție. Începem o nouă săptămână, inclusiv aici la cafeaua de dimineață. Începem o săptămână sub niște auspicii extrem de interesante. Pe de o parte, avem o continuă relaxare în privința bolii, care am coabitat un an și vreo câteva luni. Pe de altă parte, ați văzut, am trecut într-o nouă epocă a relațiilor internaționale în care terorismul nu mai este apanajul unor grupări, ci este politică de stat. Am făcut-o tovarășul Lukashenko, care a deturnat un avion ca să-și aresteze un opozant politic, care, culmea, mai era și jurnalist. Nu e departe vremea că când și în România vom avea probabil deschis un canal Baia Mare București, ca să completeze canalul de la București-Dunăre, pentru cei care vor critica sau vor scrie rău despre putere, indiferent care ar fi aceasta. Pentru că niciodată puterea nu a acceptat cu plăcere să fie criticată. Dar pentru că vorbim despre instituții, putere, stat, astăzi m-am gândit că ar fi bine la cafeaua de dimineață, la început de săptămână, să vedem ce se mai întâmplă în instituția numită ca fiind reprezentanta guvernului în teritoriu, adică prefectura. Și nu stăm de vorbă cu prefectul de Neamț, pentru că avem doi subprefecți pe care i-am invitat astăzi în emisiune, cu voia dumneavoastră, să bea cafeaua cu noi și să ne spună ce anume fac ei acolo în instituția numită a prefectului. Bună dimineața, oameni buni! Domnul Ioan Meraru, subprefect de Neamț. Bună dimineața! Și domnul Mircea Zaharia. Florin Zaharia, dau un miel la anul. Atâtea ori am fost cu tine în emisiune că am uitat și cum te cheamă. Așa. Noi venim cu drag. Până când învăț numele, da? E bun. Până vă învăț. Da. Deci domnul Florin Zaharia, subprefect și el, ambii din partea USR Plus. Florin USR, domnul Ioan Meraru Plus, dar acum într-o simbioză, ca să zicem așa. Acum, domnilor, ce faceți de prefectură? Că, unul, sincer, eu m-am cam mirat așa când s-a înființat și al doilea post de subprefect, dar poate să justifică, vă rog. Cine începe? Al doilea post de subprefect exista în organigramă. Păi, care exista atunci, n-am spus că l-ați înființat dumneavoastră. De ce vă simțiți? De ce vă simțiți? Eu n-am spus că l-ați înființat dumneavoastră. Nu, am spus că de ce s-a înființat și al doilea post. Păi, atunci de ce s-a înființat? Am înțeles, deci nu acum. Erau județe în care cele două posturi erau ocupate chiar din anii precedenți. Da, dar atunci când s-au înființat din motive care țineau de ocuparea unor posturi pe bază de algoritmi. Acum nu mai suntem așa. Acum ocupăm posturile pe bază de necesități. Care sunt necesitățile unei prefecturi ca Neamțul pentru a avea doi subprefecți? Cu ce, acum sunt gluma la o parte, cu ce anume vă ocupați? Și vă rog, O să încep în a face precizarea că conform OUG 57 din 2019, codul administrativ reactualizat, delegarea atribuțiilor către subprefecți este atributul prefectului și se realizează prin ordin de prefect. În același adică sunteți la mâna prefectului. Suntem subordonați prefectului și da, am înțeles. Iar prefectul delegă aceste atribuții. Tot în același act normativ este precizat și faptul că prefectul desemnează un înlocuitor de drept pentru perioada când acesta lipsește.
Unul dintre suprefecți. Unul dintre suprefecți, da, atunci când sunt doi suprefecți. Aceasta este prima atribuție pe care mi-a fost delegată. Alte atribuții delegate deci, sunt... Practic, să înțeleg, deci în cazul în care prefectul este plecat, da, dumneavoastră, lipsește... pe baza acestui ordin, preluați atribuțiile. Corect. Și dacă el este plecat sau, Doamne ferește... Dacă este în concediu de odihnă, da, dacă este așa. Delegat... Și dumneavoastră aveți o problemă. Atunci atribuțiile sunt merg la preluate, domnul, da, Zaharie. De domnul Zaharie. Florin. Florin, da. Bun. Da. Alte atribuții sunt legate de conducerea operativă a instituției prefectului, mai puțin cancelaria prefectului. Avem atribuții legate de analizarea activității desfășurate de serviciile publice comunitare și aici mă refer la serviciul de pașapoarte, serviciul de permise și înmatriculări, unde pot veni cu măsuri de îmbunătățire a activității pe care să le discut împreună cu conducătorii acestor servicii și cu prefectul. Alte atribuții pe care mi-au fost delegate sunt cele de examinarea proiectelor de buget ale instituțiilor deconcentrate și pentru obținerea avizului prefectului. Atribuții legate de urmărirea măsurilor pe care prefectul le ia în Comitetul Județean de Situații de Urgență, unde și eu sunt membru în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Totodată sunt membru în Comitetul Local de Combatere a Bolilor, NATOP. Cam astea sunt principalele atribuții. Haideți să legate, discutăm despre ele, că sunt multe pe care vreau să le detaliem ca activitate legată de atribuția numai dumneavoastră. Domnul Zaharia, dumneavoastră, cu ce vă lăudați? Sunt membru în colegiul prefectural. Chiar am condus ședințele acestui colegiu de când ocupăm împreună funcțiile de subprefect. Aici, ca o noutate, ședințele din luna martie se desfășoară în prezența presei. Următoarea ședință va fi chiar mâine, la ora 12, în care trei instituții deconcentrate își vor prezenta raportul de activitate pe anul 2020. Sunt coordonator al programului POAD, Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate. Știm cu toții că județul Neamț e o zonă destul de plină de persoane dezavantajate. Chiar peste 44.000 de pachete au ajuns la ultima tranșă produse alimentare. Mai urmează să sosească în acest an încă două tranșe de produse alimentare și o tranșă de produse de igienă care sunt distribuite în toate localitățile. O altă activitate pe care o desfășor coordonator și împuternicit pentru a semna apostilele care sunt eliberate în la instituția prefectului din județul Neamț. Bun. Deci, o activitate, să spunem așa, pe anumite domenii. Haideți un pic să vorbim, că ați spus despre permise, nu? Sau... Serviciile publice, servicii publice comunitare. Haideți să vorbim un pic despre astea, pentru că în perioada pandemiei, la un moment dat, s-au blocat. Parțial... Da, nu neapărat în perioada pandemiei, ci imediat după ce am fost numit în funcția de subprefect, am încercat să fac o evaluare a acestor servicii. A fost mai simplu pentru serviciul pașapoarte, deoarece chiar aveam nevoie de reînnoirea pașaportului și am parcurs etapele
ca orice cetățean. Am fost plăcut surprins să constat că totul a funcționat foarte bine, în sensul că am reușit să plătesc online taxa pentru pașaport, am reușit să fac o programare online de pe o zi pe alta și în maxim 10 zile am avut pașaportul gata. Din această privință, deci din privința relației acestei instituții cu cetățeanul, totul a funcționat, zic eu, bine. În ceea ce privește serviciul de înmatriculări și permise, acolo știam deja că ar fi o problemă cu durata mare de așteptare de programare pentru serviciul de înmatriculare. Însă, imediat după ce am început evaluarea acestui serviciu, am constatat că 8 angajați au fost deja indisponibilizați deoarece au contactat virusul COVID și a trebuit să asistăm activitatea acestui serviciu pe o perioadă de 2 săptămâni. La finalizarea acestei perioade, la începutul lunii aprilie, deja aveam o perioadă de așteptare la înmatriculări de 4 luni de zile, ceea ce era destul de mult și chiar comparând cu situația din alte județe. Atunci am propus o serie de măsuri pe care le-am discutat împreună cu persoana care se ocupă de comanda acestui serviciu, domnul Sandu, și cu domnul prefect. Măsuri care au constat în corelarea capacității personalului de a prelucra aceste dosare și corelarea între capacitatea lor de a procesa și numărul de persoane care se pot programa online. Acum suntem undeva la o lună de zile, 30-35 de zile. Suntem în media, chiar sub media țării, la programarea pentru înmatriculări. În continuare voi depune eforturi pentru a avea un procent cât mai mare pe programare online, deoarece această programare online ne oferă și o predictibilitate a numărului de dosare și vom evita aglomerările și situațiile neplăcute. Situațiile neplăcute la ce anume vă referiți? Din partea cetățenilor sau situațiile neplăcute cu personal? Mă refer la situațiile neplăcute din partea cetățenilor, adică o îmbulzeală la ghișeu, chiar un timp de așteptare foarte mare. Am înțeles. Dar acum, venind la numărul de oameni care lucrează acolo, este suficient în momentul acesta? Nu. Acum schema de personal este undeva la 23 de persoane, din care, total schemă, din care ne lipsesc undeva la 6 persoane. Deci lucrăm cu un deficit de personal și asta se reflectă în faptul că pe partea de permise, acolo unde avem testările pentru oraș, acolo avem un timp de așteptare foarte mare, undeva acolo la sunt peste niște probleme 4 luni cu personalul, de zile. Personalul, da? Întrucât o parte din personal a fost scos forțat din câmpul muncii. Da, dacă sau au fost minte. Detașați, da, sau au cerut detașarea, au plecat din sistem. Da. Au fost câțiva care au avut probleme chiar penale, dacă nu mi-aduc eu aminte bine. Da, nu știu, de problemele penale probabil au fost mult, mult, mult. Păi au fost doi care au fost trimiși pe undeva prin Covasna, parcă sau Arghita, acolo au probleme. Mă rog. Am înțeles. Deci acolo ne confruntăm cu un deficit foarte mare de personal și asta și-a pus amprenta pe durata mare de programare. Avem deja 4 luni și jumătate aproape. Și este o problemă pentru că o persoană care a terminat școala de șoferi nu reușește să dea mai mult de 2 testări până când se expire acel certificat de la școala de șoferi. Este o problemă. Da, este o problemă, încercăm să o remediem. Din păcate, la nivelul întregii țări se avem această problemă cu un deficit de resursă umană specializată, pentru că nu poate absolut, nu poate orice angajat al serviciului. Cel puțin dacă mergem în zona Moldovei, vedem că avem un deficit la Suceava, un deficit foarte mare cu ajutorul DNA-ului,
pe la Iași s-a întâmplat și acolo, am înțeles că ceva și prin Bacău. Dar să știți că în fiecare județ sunt probleme de... Înseamnă că avem o problemă de fond. S-au schimbat, da, s-a schimbat și regulamentul de, de testare, în sensul că fiecare cursant trebuie să fie testat cel puțin jumătate de oră. Chiar dacă el face o greșeală, să zic, pentru care nu ar mai primi examenul. Am înțeles. Bun, eu zic că este și o problemă de oameni. Se caută soluție în această direcție pentru a transfera câteva persoane în primă instanță la Piatra Neamț pentru a reduce timpii de așteptare la... Bun, dar trebuie să fie persoane calificate. Calificate. Am reușit să obținem transferul unei persoane care va intra de la 1 iunie în serviciu. Va mai fi o perioadă când obține autorizarea, dar sperăm pe la sfârșitul lunii iunie să putem beneficia de servicii. Bun. Și un aspect foarte important care trebuie menționat pentru matriculări. Toate persoanele juridice care doresc să matriculeze camioane și auto-utilitare care intră în, să spunem, la plătit taxe și impozite. Pot veni chiar fără programare și să-și facă matricularea acestor vehicule. Da, prin regulamentul propus am insistat pe această programare online, însă am exceptat de la această programare persoanele fizice sau juridice care dețin autovehicule cu capacitatea peste 3,5 tone, transport persoane care au nevoie de autorizare și nu pot circula cu numere roșii. Bun. Haideți că mi-ați pronunțat un cuvânt a unei instituții, nu știu dacă e instituție, ATOP. ATOP. Eu sunt foarte curios, ce face ATOP? ATOP-ul încă nu este înființat la nivelul județului Neamț, pentru că este un comitet. Acum am făcut un comitet de organizare a ATOP. Așteptăm să Consiliul Județean să desemneze. Despre ce e vorba ATOP-ul? ATOP-ul are, practic, face legătura între societatea civilă și poliție și propune anumite măsuri pentru îmbunătățirea activităților de ordine publică. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Numai ordine publică, nu se referă și la circulație? Tot. Circulație este pe ordine publică. Pe ordine publică, da. Bun. Și deci noi, practic, acum nu avem ATOP? Nu este înființat. Fac parte din comitetul de organizare a ATOP-ului. Am făcut o adresă către Consiliul Județean Neamț pentru desemnarea a 6 delegați, practic, din rândul consilierilor județeni. Din ce știu, este pusă pe ordinea de zi în ședința de astăzi. Da. Deci, acum, probabil, asta se face în fiecare an, altă componență? În momentul în care, pentru că Consiliul Județean... O dată la patru ani, cred că când se schimbă componența Consiliului Județean. Bun, dar instituția funcționează, adică el ca instituție teoretic. Este doar membrii se schimbă. Membrii se schimbă pentru că în momentul în care îți pierzi calitatea de consilier, județean, practic ți-ai pierdut și... Da, în comisia aceea nu există și niște oameni de la instituții? Sunt oameni de la instituții. Care să permită funcționarea. Da, permanent, de exemplu, există un subprefect, da? Vicepreședinte al Consiliului Județean. Probabil cineva din zona poliției. Trei persoane din societatea civilă, reprezentanții societății civile, 6 consilieri județeni. Este aici la de la IJJ. Aici la ATOP parcă e și plătit, nu? Da. Chiar acum este pe ordinea de zi. O propunere legislativă a unor deputați USR Plus de a elimina indemnizațiile pentru membrii ATOP, care în unele județe ajung și până la 20% din... Fac abstracție acum de funcțiile dumneavoastră și vă declar cetățeni simpli ai județului Neamț și vă întreb, credeți că ATOP-urile astea, sau mă rog, ATOP-ul din Neamț și-a făcut datoria până acum? Nu se observă o creștere semnificativă a ordine publice sau, o diferențiere. Eu mă refer în primul rând la ceea ce vedem noi, că de acum
Oricum știm că suntem în marea majoritate a timpului pe cont propriu, am mai spus-o aici în emisiune, mă refer la circulație în județ. Orașul Piatra Neamț, dacă ești băiat isteț și așa știi când să circuli, îl traversezi în câte minute? 15 minute, 20 de minute maxim. Da? Dacă mergi în spatele unui troleibuz, autobuz acum, că ei nu mai au troleibuze. Noi am desființat troleibuzele. Dar că erau electrice, erau electrice și poluau și le-am desființat, da? Dacă ai norocul să mergi în spatele unui troleibuz, de la intrarea în oraș până la locul, până în locul spre Bicaz, unde face curba acolo și se întoarce, și mai ești așa în spatele lui și vezi cum merge prin sensurile, de fapt nu se nonsensurile giratorii din Piatra Neamț, poți să faci și 30 de minute și 40 de minute, depinde ce mai e pe stradă. Eu nu înțeleg cum s-a dat aprobare sau, mă rog, binecuvântare ca să faci niște sensuri giratorii în unele locuri aberante. Nu pricep. După cum nu pot să înțeleg cum ai două sensuri giratorii la o distanță de 200 de metri, da? Și nici măcar nu sunt puse pe linie dreaptă, ca să-ți poți spune că merge șoferul, mergeți în fața noului Kaufland și vedeți cum intră mașinile mari, tirurile care trec acolo. Mie mi se pare aberant că nimeni din a top, da? M-a spus, doamne, stați o secundă, haideți să vedem despre ce este vorba. Da, nu știu, atopul poate să vină cu recomandări, nu însă nu... Cu recomandări, dar să le facă și publice, ca să știm și noi despre ce anume... Da, noi am văzut raportul, ultimul raport, cred că pe anul 2020, și în care se... Nu s-au făcut foarte din cauza multe pandemiei, nu prea așa au desfășurat activitatea. Dar nu știm dacă și-au încasat și indemnizația lunară sau... Păi, na... Acum, indemnizația e una, pandemie e alta, raportul e alta. Ce legătură este între ele? Bun. Domnul Zaharia, domnul Ionuț a trecut, ca să spun așa cu bine. Haideți să vedem pe dumneavoastră. Deci, ce înseamnă apostile, domnule? Eu nu înțeleg. Este un document recunoscut de țările semnatare a Convenției de la Haga de autentificarea unui act emis de către o instituție din România. Fie că vorbim de act de studii, act de identitate sau... A, deci vine cineva, cere un act și la final, după ce îl obține de undeva, trebuie apostila prefectului pentru legalitate? Pentru autentificare, să spunem, să arate celor din străinătate că acesta este... Nu este un fals, este recunoscut de către statul român și nu... Bănuiesc că și directorul de la Transelectrica a avut așa ceva. Sau cine a mai fost tot așa cu diplome? Cu diplome de studii. Cu diplome de studii, nu? Deci avea o apostilă de undeva. Probabil că a fost recunoscut. Da, interesant. E bine că avem și apostile. Deci ele nu sunt o invenție a statului român, să spunem. Sunt... se eliberează în toată Uniunea Europeană și chiar sunt state non-membre, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, care recunosc aceste Eu n-am spus că nu e necesar. Eu mă gândeam că în statul român, în care notarul îți legalizează acte, ministerele îți eliberează diplome cu timbru fals, cum se cheamă ăla, nu, timbru sec. Așa, cu fals. În care... și de mii de instituții își pun ștampilele și zeci de mii de semnături, noi avem director la Transelectrica cu diplomă falsificată și mai aveam unul. Unde? La ăia cu... care verificau dacă oamenii sunt ok ca să ocupe funcții publice, nu? La Ornis. La Ornis nu știu. Da, am un director adjunct la Ornis, tot așa, cu diplomă falsă. Și au fost și medici care au profesat, deci, psihologi. Da, dar eu zic că ăla la Transelectrica, care a semnat contracte de miliarde în numele statului român,
a primit o pedeapsă, adică usturătoare, 2 ani cu suspendare și probabil că a dat o parte din salariul înapoi, dacă nu tot. Așa. Pedeapsă usturătoare, deci cel de la Ornis nici nu îndrăznesc să spun că ar fi putut fi pedepsit. El cel mult a putut fi scos din sistem cu bonificații. Ce face? Normal, adică la câte secrete știa băiatul ăla, despre ce să mai vorbim? Da. Trăim într-o lume veselă. Avem și apostil, avem de toate, dar avem și sărăcie, nu? Avem și sărăcie, din deci, păcate. Cum se cheamă comisia aia, că am uitat? POAD. Se cheamă programul. Este un program la nivel național care este inițiat de către Uniunea Europeană. Așa. Pentru toate statele membre s-a făcut o statistică la nivel european și s-a arătat că 25% din populația Europei este la limita... Nu pot să cred. Nu da. Pot să cred. Nu pot să cred. Din aia 25%, probabil că majoritatea sunt în Bulgaria, în România... Da, ajută la ridicarea mediei, probabil. Ca și la urși, nu? Da. Noi ținem și nu avem voie să îi împușcăm, ei o împușcat, dar trebuie să dea media bună. Am înțeles. Deci, în medie, deci, stăm bine. Fondurile sunt de la Uniunea Europeană. S-a început acest program în 2017 și anul acesta este ultimul an. Probabil vor urma și altele. Sigur vor da din nou, pentru că sunt stocuri de alimente care trebuie rezolvate. Și la anumite intervale de timp se face o tranșă. Bun. De... Și ce le dă oamenilor? De exemplu, în tranșa de alimente. Era o cutie în care erau vreo 30 ceva de kilograme de alimente. Ulei, zahăr, făină, orez, compot. Cam ce se dădea pe vremuri în alegeri pentru voturi. Dar acum se dau și în perioada dintre alegeri. Nu? Bun, sunt primari care au avut grijă să le împartă sau instituții exact înainte de alegeri, când erau. Chiar s-a evitat etapa, s-a amânat etapa de distribuire a alimentelor pentru că se suprapunea cu campania electorală și s-a demarat această etapă după încheierea rundei de alegeri locale și cea parlamentară. Ca și există o situație la nivel de UAT cu necesitățile, sunt niște persoane care sunt incluse de drept în acest program, persoanele care beneficiază de venitul minim garantat și din familie defavorizate, plus pe listele suplimentare sunt cei care beneficiază de pensii de handicap. Care e valoarea unui asemenea? Așa, aproximativ. Deci 30 de kilograme de alimente luate din fondurile de rezervă ale statelor UE, în general s-o cumpără de la noi. Vin cu etichetă de Uniunea Europeană, nu știm exact. Da, că sunt curios dacă efortul este atât de mare. Deci la noi în județ 44.000 de beneficiari, 44.000 de pachete. În județul Neamț. Da, da. Da. Înseamnă că avem stăm bine da. Față de alte județe, ca să spun așa. Bun, haideți să vedem cât de bine stăm la capitolul ăsta pe care Prefectura, într-un fel, îl supervizează. DSP-ul se ocupă în special, dar DSP-ul e sub deconcentrată. Și aici este o discuție. Apropo, pentru cu privire că la relațiile de subordonare între deconcentrate și instituția prefectului. Instituția prefectului nu are în subordine instituțiile deconcentrate, cum nu are nici administrațiile publice locale. Sunt relații de colaborare. Aici și... un singur... Deci, relațiile de subordonare cu deconcentratele și cu administrațiile nu sunt instituția prefectului și aceste instituții. Nu. Deci, DSP-ul, ceilalți, plus UAT-urile, au relații de subordonare față de partidele politice. Deci nu nicio treabă cu restul. Pentru că, cel puțin deocamdată, în mod real, da. Nu teoretic. Teoretic au și ele niște relații de subordonare. Față de ministere de resort. Față de ministere de resort, dar în rest, nu. Partidele. Partidul e în toate de pe vremea domnului Ceaușescu, că tovarăș nu-i putem spune. Da? Tovarășul l-am împușcat, a rămas domnul. Vă rog. Despre campania de vaccinare.
Sunteți mulțumiți așa ca subprefect de campanie? Apropo, v-ați vaccinat? Da. Da. V-ați vaccinat? Ambele doze. Am făcut programarea imediat ce am fost numit. Uitați, mesaj. Ileana Grigoraș. În Costișa s-au distribuit aceste alimente exact în campania electorală. Interesant, nu? Este candidat, acolo a fost. Un alt mesaj. Să fiți sănătoși, voioși și credincioși pentru a rezolva rapid și bine problemele nemțenilor. Da. Bună dimineața! Vă rog să-l întrebați pe domn Zaharia, de ce pe domn Zaharia, probabil că l-a văzut așa mai... De ce nu mai dau voie să fie jocurile cu trenulețe și minijete în parc? Nu e treaba prefecturii. Da, nu. Cred că pe administrație locală. Dacă... Cred că trebuie întrebat domnul Carabelea sau dacă nu, domnul... să mai aștepte până în 27 când s-ar putea să revină viceprimarii la treabă. Da. Ce se întrebe direct. Da. Salutări din Israel. Suntem salutați. Nu știu, aveți careva relații pe acolo, ca să știu. N-aveți. Bun. Deci, campania de vaccinare. Sunteți mulțumiți de ea. De ce ocupăm în statistici locuri nu foarte fruntașe? Practic, noi în campania de vaccinare am discutat de foarte multe ori ce măsuri putem lua pentru a ajuta această campanie. Și într-adevăr, tot timpul este loc de mai bine. Au fost luate o serie de măsuri și ele au început cu faptul că pe finalul programului a fost o măsură în care spre finalul programului din centrele de vaccinare au fost lăsat la liber, da, deci fără programare. Am avut caravane de vaccinare acolo unde am găsit suportul aleșilor locali și aveam o campanie de succes la Săbăoan și la Tăzlău. Și le mulțumesc primarilor pentru implicare. Florin a participat la aceste campanii și a mediat relația cu acești primari. Deci s-a demonstrat dacă există dorință de implicare din partea primarilor și se pot organiza aceste caravane mobile, aceste centre mobile de vaccinare, se face o înscriere pe o listă, se face un necesar de doze, DSP-ul organizează o echipă mobilă care merge în ziua respectivă în comun, acolo se organizează într-un spațiu adecvat și... Da, deci dacă primarul se implică, sunt rezultate. Da, rezultate. Ce să înțeleg de aici? Sunt UAT-uri unde primarii și eu îmi place să spun că sunt liderii locali, lideri politici și liderii spirituali, cred că ar trebui să se implice mai mult în această activitate, pentru că activitatea de vaccinare reprezintă, cred că, singura soluție verificată pentru a parcurge această perioadă de pandemie și a trece peste această perioadă de pandemie. Nu știu de ce, probabil există o stare de confort și primarii aleg să nu se implice activ în această campanie. Deși la fiecare ședință de CJSU constat că sunt primării care acum se află în scenariu verde, iar peste o săptămână pot fi foarte ușor în scenariu roșu, pentru că având un număr destul relativ mic de populație, dacă ei înregistrează 15 cazuri, da, deja duce acea comună într-un scenariu roșu. Ori în cazul unui scenariu roșu au de suferit toți locuitorii, și iar primarii cred că ar trebui să fie mai atenți la aceste aspecte și să se implice în această campanie. Alături de primari pot și liderii spirituali să sprijine această campanie, pentru că, repet, este un interes general ca această campanie să reușească. Nu știu, tot timpul m-am întrebat oare la nivelul instituțiilor, cum sunt prefectură, Consiliul Județean, primărie, câți dintre cei din personal angajați sunt vaccinați? Probabil undeva la 25-30, ajungem undeva, sunt instituții care ajung și la 40% din rândul personalului. Nu este un procent care să ne bucure. Păi... Nu putem, putem doar să informăm. Avem campanii de informare, deci, nu putem să obligăm angajații. Mă înțelegeți ce vă spun? Da. Deci noi spunem, primarii nu se implică. Corect. Ok. Dar la noi... În instituție avem
angajați care depășesc procentul de 50% care nu s-au vaccinat, în condițiile în care ei au fost, ca să spun așa, tot timpul aproape în contact cu oameni. Sau, mă rog, mare parte dintre ei. Adică, undeva este o problemă. Da, din păcate și am văzut că este o temă care polarizează, da, această vaccinare și a fost preluată ca și de unele partide ca o temă de campanie și o temă politică. Cred că ar trebui să scoatem tema vaccinării din temele partidelor și să conștientizăm faptul că pentru a putea trece această etapă ar trebui să facem un front comun și să sprijinim această campanie. Avem state ca Israelul, avem Marea Britanie, exemple Marea Britanie, care unde nu mai avem decese din cauzate de COVID-19. Da. Și asta doar datorită unei campanii de vaccinare care a... Da. Polarizarea asta a societății nu cred că este foarte bună, mai ales pe aceste teme. A, deci și asta... E și o chestie care ține de încrederea populației în autorități și de informarea populației. Știut fiind că la noi, în zona rurală, informarea se face prin televiziuni, în mare parte. Da, și media are un rol foarte important în această campanie. Da, dar televiziunile campanie. care sunt acolo, care sunt vizionate mai mult, sunt exact acele televiziuni, să le spunem, populare. Care fac jocuri politice. Care fac jocuri politice și care, în marea lor majoritate, transmit un mesaj nu neapărat direct, că iau bani de la stat pentru mesaje de provaccinare, iau bani mulți de la stat pentru mai, dar în emisiuni tot mesajul este invers. Ceea ce duce la o... Să sperăm că odată cu deschiderea există posibilitate de vaccinare și la cabinetele medicilor de familie în prezent, cu vaccinul Johnson & Johnson cu o singură doză, iar medicii de familie sunt cointeresați financiar pentru a face aceste vaccinuri și probabil o să urmeze o creștere a numărului de persoane vaccinate în perioada următoare. Eu am văzut că la nivel național, după o perioadă de boom, s-au făcut vaccinuri în centre mobile, în special în orașe, da? În orașele mari. Acum numărul a scăzut. Deci a scăzut cam cu 25-30 de mii pe zi a scăzut. Ceea ce arată că s-a ajuns în orașe la un anumit nivel și de acum ar trebui să mergem spre zona rurală cu mai mult curaj. De asta noi căutăm sprijinul liderilor locali politici, liderilor spirituali care să ne sprijine în campaniile astea în zona rurală. Să nu uităm faptul că în 2020, practic atunci când eram forțați să stăm în casă, toată lumea ne cerea, dom'le, avem nevoie de timp, trebuie să câștigăm timp. Să câștigăm timp pentru a descoperi un vaccin, acum avem 4 vaccinuri, putem să le folosim. Avem mai multe vaccinuri, avem 4 vaccinuri la noi, avem vaccinul. Am câștigat acel timp. Avem vaccinurile sovietice și, sau rusești, depinde cum le luăm. Avem vaccinurile chinezești. Da, nu sunt autorizate pe piața Uniunii Europene. Avem vaccinuri. Deci doar trebuie să le folosim. Practic, tot efortul pe care l-am depus în 2020 prin acceptarea acestor restricții a fost pentru a câștiga timp. Acum am câștigat acel timp, avem vaccinul, nu trebuie decât să-l folosim și să putem trece peste. Ce nu v-am întrebat, că ne apropiem de final, în legătură cu activitatea. Ce este important de transmis? De transmis? În cadrul colegiului prefectural. Da, unde vine și presa. Adică ar trebui să vină și presa, dar de obicei am fost și eu la vreo 2. Pe la jumătate așa, simți o nevoie imperioasă de a îți pune o țepușă aici ca să nu adormi.
Nu, acum sunt mai dinamice, nu mai sunt rapoartele, se prezintă doar o sinteză acestor rapoarte. Rapoartele sunt se pot găsi pe site-ul instituției prefectului, tot ca o noutate. Am reușit să iau, să vizitez, să pot spune, majoritatea instituțiilor de concentrate din Piatra Neamț și am aflat cu stupoare de multe scăpări ale legii care ar trebui, legi care ar trebui... Uimiți-mă! De exemplu, uimiți-ne! Suntem în anul 2021 și la casa de pensii trebuie să vină rudele unei persoane decedate cu certificatul de deces pentru a-i se aplica o ștampilă și a-i se mâna ajutorul de... Deci certificat de deces care teoretic ar trebui să existe într-un circuit... Dar el se eliberează la o administrație locală. La administrație locală. La primărie. Da. Și care foarte, foarte bine ar putea să elibereze și ajutorul de... Și dacă omul are și un cont, ar putea să elibereze direct în contul persoanei. Respectiv. Bun, bine că încă mai folosim doar doșar cu șină, că acum de curând am înțeles că, și așa numai avem căi ferate, s-ar putea să ceară șină de cale ferată la dosar. Ca să fie mai greu, să facă și instituția un ban vânzând fier vechi. Județul Neamț este unul din județele în care ajutorul se eliberează în aceeași zi, adică se depune dosar dimineață și dimineață după amiază se eliberează ceea bani. Ceea ce e bine, ceea ce e bine față de alte județe unde... Adică este un fel de încurajare a deceselor, că banii se iau repede, cum s-ar spune. Da. Noi transmitem toate aceste scăpări, să spunem, ale legii sau... colegilor noștri de la București pentru a putea simplifica aceste proceduri și... Am înțeles. Bun, problema ține de digitalizare, de, hai să spunem, de inteligență a celor care conduc și care vor să lege între ele aceste instituții. Teoretic, ele sunt legate. Teoretic, nu se mai folosește ștampila în România. Practic, se folosesc ștampile la anumite situații, duci pe cu ele să le depui și să uite așa, la ștampila unde-i. Nu mai vorbim de semnăturile electronice care trebuie dublate de semnătură olografă de foarte multe ori. Să știți că a fost o campanie chiar la nivelul instituției prefectului și pentru STS-ul pune la dispoziție aceste semnături electronice și... Am solicitat șefilor de compartimente să văd care doresc să acceseze această semnătură electronică. Nu am avut foarte multe solicitări. Nu? Nu. Da. Există o rezistență a persoanelor care au lucrat într-un anumit mod până acum și credeți-mă, e destul de puternică, dar noi încercăm să... Bun, deci dacă o decizie deci într-o instituție... Vorbim de doar o... Dacă o decizie într-o instituție... publică, a șefului instituției spune, toți șefii de servicii trebuie să semneze electronic documentele. Da, să știți, cam asta încercăm să dar facem. Dar deci, e o decizie. Inclusiv... În 2 luni de zile, vă spun eu, să învață într-o săptămână. Nu, vă spun eu, să învață într-o săptămână. Cunosc cazuri. Într-o săptămână. Îi dai 3 săptămâni, semnătura electronică acum se obține gratis, că are grijă să o dea STS-ul. Da, nu mai așa, deci se obține gratis, e bine să fie la STS totul, că măcar știm un lucru, că sunt securizate da. Și semnăturile și documentele semnate. Așa, deci, ce e atât de greu? Nu semnezi înseamnă că nu ești bun șef de serviciu, pași pusi. Vă spun că o să trecem și la OP-uri electronice în instituția prefectului. Da. Nu știu ce înseamnă OP, dar mă rog. Ordine de plată electronice. Știam, dar mă gândeam la altceva. Adică nu făcute pe hârtie. Dar întrebare. Este un pas. Gavrilescu Cătălin. Bună dimineața. Cred că îl cunoașteți. Cum se pot stopa din punct de vedere legal derapajele grave din timpul unor ședințe la adresa unor consilieri locali din Alexandru cel Bun? Sunt atacuri a persoană, calomnii, se aduc cetățeni
care jignesc, cu unii consilieri în timpul ședințelor. Ce putem face din punct de vedere legal? Noi am primit multe sesizări, cunoaștem anumite spețe. Noi încercăm să avem o comunicare cu autoritățile locale, în speță cu domnul primar din Alexandru cel Bun. Din păcate, exact ce spunea și Florin, relațiile sunt relații de colaborare. Noi putem să trimitem niște adrese în speranța că secretarul general și primarul din acea comună va respecta codul administrativ, să zic așa. Un alt exemplu, chiar de la Alexandru cel Bun, s-a primit o petiție la prefectură cum că nu sunt respectate prevederile codului administrativ, care prevede ca satele care nu au reprezentant în... Să primească dreptul de a trimite un delegat sătesc și codul administrativ este fixat și ca termen 20 de zile de la data alegerilor pentru a organiza aceste alegeri. Dacă vrea comunitatea respectivă din satul respectiv. Primarul este obligat să anunțe, să organizeze. Din păcate, nu există pârghii legale sau sancțiuni pentru cei care nu respectă aceste prevederi. Așa este. S-a trimis la instituția prefectului către adrese către toate primăriile. Și sunt foarte multe comune în care doar în urma acestei adrese au început să-și organizeze adunări pentru a desemna delegatul sătesc în... Acum eu cred că, știți, n-au vrut să facă, să aibă delegat sătesc, au zis că este un atentat. Cum să aduci un om legat? Așa că să fie oameni liberi. Da. Deci să-l aduci să-l legi delegat, îl legi acolo la ședință? Nu o face. Au zis că ei nu fac așa ceva, că ei sunt democrați. Toți. Și unii au început deja să organizeze și să se pună în legalitate în această privință. Vorbim și despre site-urile primăriilor, care foarte multe lucruri nu respectă. Domnul Meraru, vorbim despre faptul că unele OAT-uri, primării, secretarii general, trimit cu întârziere hotărârile de Consiliul Local pentru aviz de legalitate. Erau, nu mai știu acum că s-au parcurs. Acum pandemia asta a început să schimbe un pic lucrurile, adică au fost obligați să le scaneze, să le trimită în... Acum nu era o obligație, era mai multă destindere. Tot timpul m-am întrebat... Poșta a trimis hârtie și... Tot timpul m-am întrebat de ce statul român recunoaște că avem instituții care nu-și fac treaba, numindu-le deconcentrate. În loc să fie instituții concentrate ale statului român, ele sunt deconcentrate. Niciodată n-am înțeles lucrul acesta. Dar, mă rog, probabil că sunt chestiuni care țin de rațiuni superioare. Este o întreagă discuție la nivel central acum. Care dintre aceste instituții sunt asimilate deconcentratele și care nu? Pentru că unele dintre ele nici nu vor să se recunoască a fi... Care nu sunt deconcentrate? Care nu se recunosc de concentrate. Nu este, s-a făcut o corespondență la nivelul fiecărui județ cu ce instituții de concentrate sunt și s-a constatat din feedback-ul primit că nu aceleași instituții care erau trimise sau apăreau ca de concentrate la județul Neamț, nu apăreau și la județul, nu știu, Cluj. Normal, da? E altă țară. Și atunci s-a făcut o corespondență cu fiecare minister pentru a trimite lista acestor instituții și pentru a avea ceva unitar. Și care? De curiozitate una. Nu știu exact cazurile. Casa care de asigurări, probabil. Nu, casa de asigurări este. Ea este concentrată, da. Foarte concentrată, da. Am înțeles. Da, tot știu. Chiar, sunt curios, care nu sunt de concentrat. Nu știu, dar au fost diferențe între componența colegiilor prefecturale din județe și atunci încercăm să avem o... Poate reușim să uniformizăm totuși legea și, legea și aplicarea ei în întreaga țară. Și indiferent de statutul social al persoanei care este cercetate.
Atunci probabil că încet, încet vom avea o uniformizare. Da, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc activități, cum spunea domnul acela, rodnice și pline de sănătate. Noi să ne dăm seama că instituția prefectului chiar își face treaba aceea de păzitor al legalității în județ, în măsura în care se poate. Și pe final vreau să vă spun că a avut loc încă un târg la Piatra Neamț, târgul de Lada de Zestre, pardon. Am înțeles că el s-a organizat chiar în condițiile în care sunt niște probleme, că parcă târgul nu se pot organiza, nu? Parcă așa am înțeles. Este o acțiune de marketing pe care au inițiat-o cei de la Complexul Muzeal. Deci nu este târg, este marketing. O acțiune de marketing, da. Deci, de promovare. Înțeles. De promovare cu vânzare. Cu vânzare. Promovare cu vânzare. Am înțeles. Încă o întrebare pentru dumneavoastră. Bună dimineața. Ce părere au domnii subprefect despre concursul organizat la primăria Girov pentru ocuparea posturilor scoase la concurs în data de 5 martie? N-aveți, probabil. Și că s-a angajat pe un inginer mecanic pe post de inspector la biroul financiar contabil. Despre asta este vorba. Deci, interlocutorul a pus întrebarea, a și răspuns. Nu cunosc. A vrut să ne dea un... Dacă are date concrete, poate să facă o petiție către... Eu zic să vă caute, că îl cunoașteți. Cred că îl cunoașteți și personal, fiind din Girov. Am înțeles. Deci domnul Irinel Petrariu. Deci puteți să conversați, da, că aveți numerele de telefon. Da. Da. Deci vă mulțumesc pentru participare. Noi am pregătit un mic, să-i spunem, clip filmuleț, pe care colegul de la emisie și realizatorul acelui filmuleț o să-l pună în continuare să ruleze. Noi ne luăm la revedere și să sperăm că mâine dimineață ne vedem sănătoși, voioși și cu vești bune. Cele bine! Mulțumim pentru zi bună! Uite-te sus, mă, în acea zără.